Pilda celor doi datornici Întuitorul Iisus Hristos le vorbea oamenilor în pilde sau parabole pentru ca oamenii să înțeleagă mai bine ce este împărăția lui Dumnezeu și care sunt fiii împărăției. Pilda este o povestioare cu înțeles tainic, plină de învățături religios-morale inspirate din viața de zi cu zi a oamenilor prin care Fiul lui Dumnezeu transmitea acestora, pe înțelesul lor, învățăturile sale dumnezești. Într-o zi, Mântuitorul Iisus Hristos a spus pilda celor doi datornici. De aceea, asemănatul s-a împărăția cerurilor omului împărat, care a voit să se socotească cu slujile sale. Și începând să se socotească cu ele, i s-a adus un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, stăpânul său a poruncit să fie vândut el și femeia și copiii și pe toate câte le are, ca să se plătească. Deci, căzându-i în genunchi, sluga aceea este închinat, zicând, Doamne, îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Iar stăpânul slugea celeia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și a iertat și datoria. Dar, ieșind, sluga ce a găsit pe unul dintre cei ce slujeau cu el și care îi datora o sută de dinari. Și punând mâna pe el, îl sugruma zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Deci căzând cel ce era slugă ca și el ruga zicând, îngăduiește-mă și îți voi plăti. Iar el nu voia, ci mergând la aruncat în închisoare până ce va plăti datoria. Iar celelalte slugi, văzând cele petrecute, s-au întristat foarte și venind au spus stăpânului toate cele întâmplate. Atunci, chemându-l stăpânul, îi zise, slugă vicliană, toată datoria aceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine. Și mânându-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ei va plăti toată datoria. Tot așa și Tatăl meu ce ceresc. Vă va face vouă, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimile voastre. Să vedem acum explicarea acestei pilde. Doi oameni erau datori. Unul dintre ei avea datorii imense, foarte greu de plătit față de un împărat toate acestea, la rugămintea sa fierbinte, datoria sa nu numai că este amânată, dar îi este iertată cu desăvârșire de împăratul cel bun. Cel care l-a iertat, i-a arătat mărinimie, iubire și iertare. Ieșind afară, datornicul iertat se întâlnește cu un om, ce era la rândul său îndatorat acestuia. Cu o sumă infimă, mult mai mică decât cea care tocmai îi fusese iertată lui. În loc să fie la rândul său mărinimos, bun și iertător, ca și împăratul căruia el a fost dator. Fostul datornic îl execută fără milă pe datornicul său, aruncându-l în închisoare ca să plătească cei câțiva bănuți pe care acesta îi datora. Nu doar neomenie, dar mai ales o imensă lipsă de iubire de iertare și de înțelegere a acest om. O atitudine nepotrivită și scandaloasă, care avea să-i aducă pieirea. Împăratul, auzind cele întâmplate, s-a mâniat și l-a aruncat la rândul său în închisoare după ce l-a chinuit pentru a-și plăti imensa datorie. Atunci, chemându-l stăpânul său, îi zise, slugă vicleană, toată datoria ceea ți-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat, nu se cădea oare ca și tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum și eu am avut milă de tine? Și mânui dus stăpânul lui, la a dat pe mâna chinuitorilor, până ce va plăti toată datoria. Această pildă ne descopere că Dumnezeu este împăratul cel bun și iertător, care ne iartă mult mai mult fiecăruia dintre noi, dacă și noi iertăm puțin semenilor noștri. Tot așa? Și tatăl meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veți ierta fiecare frate lui său din inimile voastre. Să vedem acum simbolurile din pilda celor doi datornici. Împăratul este Dumnezeu. Slujitorul cu datoria de 10.000 de talanți sunt oamenii care nu se îngrijesc de darurile primite de la Dumnezeu, și le risipesc fără să le pese de acestea. Datornicul slujitorului sunt oamenii care păcătuiesc față de seminilor, dar în final regretă ce au făcut. Slujile împăratului îi reprezintă pe îngeri. Talanții sunt darurile oferite de Dumnezeu oamenilor din iubire iar închisoarea reprezintă iadul. Să vedem acum învățăturile morale din această pildă. Mântuitorul nostru Iisus Hristos este modelul suprem de iertare care ne-a oferit iertarea și mântuire prin jerfa sa de pe crucea Golgotei. Prin iertare dobândim pace, liniște, bucurie sufletească și este una din cele mai importante virtuți creștine. Dacă iertăm pe semenii noștri, ne eliberăm de gândurile rele, trăind în armonie cu oamenii și cu Dumnezeu. Vă invit acum să recapitulăm, dând click pe următorul link sau scanând acest cod QR. Ca și temă de reflexie, realizați o compunere cu titlul Pilda celor doi datornici folosind informații cuprinse în această resursă educațională deschisă.